Autoritățile locale din România iau măsuri pentru a asigura furnizarea apei tuturor locuitorilor. Seceta a avut un impact major asupra debitului principalelor surse de apă, motiv pentru care operatorul a trecut la monitorizarea debitului. În ultima perioadă, locuitorii municipiului Roman au transmis mai multe sesizări către autoritățile locale cu privire la faptul că nu există presiune la apa potabilă. A fost finalizată remodelarea hidraulică acolo și astfel încât să putem capta mai multă apă de la apa vitală. În situația în care avem nevoie de așa ceva și, bineînțeles, în funcție de posibilitățile de a furniza cei de la apa vital, apa respectivă. Astfel s-a trecut de la o conductă de DN200 la o conductă de DN400 ca diametru. Capacitatea maximă, să zic, undeva la 300 de metri cub pe oră, să putem să luăm de la apa vital în momentul când avem nevoie să asigurăm debitul necesar în Roman. În privința problemei captării de apă, compania Apa Serv a discutat și cu cei de la sistemul de gospodărire a apelor Iași. Bineînțeles că în continuare trebuie să monitorizăm foarte atent rețelele din interiorul sistemului de alimentare cu apă din zona Roman. Să identificăm eventual avarii majore, să identificăm eventualii frauduloși, furturi și așa mai departe. Toate astea necesită investiții. Investiții de care eu am vorbit încă de acum aproape 2 ani de zile. Am atras atenția că vom avea probleme cu apa și probleme cu apa avem cam peste tot. Și la zona est, și la zona nord, și la zona sud. Bineînțeles că problemele sunt accentuate la momentul de față și datorită secetei. A fost o deplasare în teren la captarea Preutești, unde s-au identificat zone pentru a se face praguri de fund pentru a ridica albia râului Moldova.